Întrebat de jurnaliști dacă primăria ar putea aloca fonduri pentru îmbunătățirea meniurilor pacienților internați la Spitalul Municipal Roman, primarul Leonarda Chiriloaiei a precizat că în ultima perioadă s-au îmbunătățit calitatea și diversitatea hranei oferite pacienților și că în acest moment finanțarea acestui sector, în plus peste ceea ce alocă Ministerul Sănătății, nu ar reprezenta o prioritate pentru administrația locală. Legislația în vigoare permite asigurarea finanțării activităților în cadrul spitalului, atât ce înseamnă cheltuieli de bunuri de funcționare, cât și alte astfel de cheltuieli, dar nu neapărat alocări pentru alocări de hrană. Aici nu este o problemă și eu cred că în ultima perioadă de timp am văzut o îmbunătățire atât a calității cât și a diversității meniurilor, iar nu cred că mai e aceasta în momentul de față o problemă. Sigur, noi putem asigura anumite finanțări, cum v-am spus, în zona de funcționare, tocmai pentru a degreva bugetul spitalului și în momentul în care consideră că e necesară o alocare suplimentară. De fapt, eu cred că neapărat alocarea suplimentară pentru acest lucru. Cred că trebuie făcut aici, poate regândit un sistem de distribuție mai safe, poate dotare cu aparatură mai performantă, nu în ultimul rând, poate angajați mai specializați și creșterea numărului de angajați în acest sector care să poată genera această creștere a distribuției, a calității hranei în spital. Potrivit hotărârii de guvern numărul 429/2008, alocațiile de hrană din cadrul unităților sanitare cu paturi variază în funcție de secția unde sunt tratați pacienții și de afecțiunile medicale ale acestora. De exemplu, la Spitalul Municipal de Urgență din Roman, pacienților cu afecțiuni oncologice sau diabeticilor le este oferită hrană în valoare de 15 lei pe zi de pacient, celor de pe secția de psihiatrie în valoare de 12 lei pe zi de pacient, iar bolnavilor de TPC sau SIDA li se oferă hrană în valoare de 16 lei pe zi pentru fiecare pacient adult în parte. Desigur, regăsim și meniuri de 9 lei pe zi de pacient, cum ar fi în cazul bolnavilor cu regim de hemodializă.